Salut, salut, băieți, dați like și subscribe. Hey guys, brother, acestea sunt noile boxuri care vor veni pe Stumble, guys. Nu pot să cred, bro. Salutare, băieți, și bine v-am regăsit în acest nou clip pe Sosra Royal. Și astăzi am revenit cu un clip nou nouț, deoarece avem informații că în noul Stumble Pass și noile turnee vor fi adăugate boxuri. Da, ați auzit foarte bine, boxurile de pe Brawl Stars vor fi și pe Stumble, guys. Dar eu zic direct să vorbim într-un match pe Scary's Kings, unde voi vorbi în detaliu despre tot ce trebuie să știți despre aceste skinuri. Ei bine, băieți, suntem pe mapa de Other Side și chiar înainte de a începe cu episodul, țin să vă anunț că acestea sunt informații oficiale și confirmate 100% care vor veni în acest update chiar în 2 zile și câteva ore, sincer, ne mai despart până la aceste vești. Și de asemenea, țin să vă spun că vor veni cufere cum ar veni de 250 de Stumble Tokens și 250 de gemuri. Aceste vă garantează în mod garantat gemuri, bineînțeles, și skinuri. Dacă veți cumpăra de 3 ori aceste boxuri, vă va da garantat o specială, deci cu siguranță acest update sau chiar următorul va aduce o grămadă de skinuri. Tot ce avem până acum confirmat este că în update-ul de Crăciun vor fi adăugate extrem de multe skinuri care sunt cumva replici la skinurile speciale, dar nu vă spun mai multe, țin să aflați chiar voi la update-ul care va urma peste 2 luni mai exact. Și bineînțeles, aceste boxuri vă oferă multe beneficii, cum ar fi gemuri, Stumble Tokens, skinuri și bineînțeles tichete pentru turnee. Deci păstrați-vă Stumble Tokens-ele, păstrați-vă gemurile, pentru că urmează ceva nemaivăzut până acum pe Stumble, guys. Și sincer, chiar cred că se vor merita. Acum, na, depinde de fiecare dacă dorește să investească sau nu în această idee care o pune la dispoziție Stumble, guys-ul. Și de asemenea, din câte am înțeles, acestea s-ar putea să fie o nouă monedă adăugată pe joc, sau chiar va urma o nouă monedă care se va adăuga pe joc în mod oficial. Și bineînțeles că acest update va conține și noi footstepsuri și skinuri care încă nu au fost prezentate de content creatorii oficial, ci doar au fost arătate de către clasicii leaker care există pe joc. Dar eu nu vă pot lăsa imagini, deoarece altfel clipul va fi dat jos de cei de la Stumble, guys. O să aflați voi pe parcurs despre ce este vorba în detaliu. Și da, cam atât am avut de spus despre aceste boxuri și chiar cred că o să vă placă extrem de mult, mai ales fiind noi adăugate pe joc. Și bineînțeles, dacă doriți și voi acest emote de animation și de asemenea tantum, lăsați-mă numele vostru în comentarii, iar eu voi extrage 10 câștigători care va primi acest tantum și bineînțeles animation complet gratis din partea mea pentru voi. De asemenea, ni s-a spus de cei de la Stumble, guys, că va veni o nouă mapă de bloc, deci din câte am înțeles, acum nu știu ce să spun despre această chestie, pentru că s-ar putea să fie o chestie care este doar la troll spusă de ei și nu cred că se va adevări niciodată, deoarece, după cum bine știți, a apărut mapa bloc, deci legendary. Ce mapă s-ar putea să mai vină care seamănă la fel cu bloc, deci sunt tare curios de acest lucru. Și bineînțeles, ne-a fost confirmat map maker-ul care va fi disponibil din acest update, din câte am înțeles, sau chiar din update-ul 0.62. Acum rămâne să vedem ce vor alege ei, pentru că aici nu avem nicio soluție de a rezolva noi, doar ei vor decide acest lucru. Și din câte am înțeles că poziționa 2048 de blocuri în total pe acest map maker și mapa ta proprie. Și hai să vedem meciul final, suntem pe mapa Laser Tracer, hai să vedem dacă vom reuși să aducem și noi o coroană pe contul nostru de Stumble, guys. Și de asemenea să vă spun ultimele informații pe care le avem în acest episod de Stumble, guys. Și așa cum v-am spus, este că cei de la Stumble, guys, vor adăuga o nouă mapă, noile boxuri care vor veni în 2 zile și bineînțeles alte reward-uri care le puteți debloca. Și hai să vedem, suntem pe mapa Blockdash Endless. M-am încurcat meciul trecut când am zis că este finala, în schimb de data aceasta este finala. Haide. Bro, what?
Stai, bro, ce? Bro, m-a lovit o chestie invizibilă. Deci pe mine m-a lovit o chestie invizibilă. O să las pe video replay-ul, dacă apare, să vedeți și voi când m-a lovit. Pentru că, bro, este mega ciudat. Deci, bro, ce se întâmplă? Ia să definim în meci. Deci, uitați-o leacă cum îi lovește, bro. Uitați puțin cum îi lovește. Deci că este buburuză din acea invizibilă. Bro, incredibil, bro. Uite-o leacă, bro, lovește playerii. Un obstacol invizibil, ceva, care se deplasează. Aici a fost o greșeală ei. Deci, uitați-o leacă, bro. Incredibil, brother. Incredibil. Sau chiar s-ar putea să fie un player invizibil, dar nu cred, pentru că 4 a pierdut, 5, vine 6, 7, sau chiar s-ar putea să fie un hacker, acum nu știu ce să spun. Deci este ciudată, rău, bro, chestia asta că să fie obstacole invizibile și este chiar foarte iurea, mai ales să se întâmple, bro, s-a întâmplat chiar aici pe video. Deci uite-o leacă, bro, lovește playerii. O chestie, ceva ciudat, bro. Ceva ciudat, mega, mega ciudat, bro. Ce se întâmplă cu Stammer Guys când vine vorba de Block Dash? Și chiar cred că unul dintre ei va pica din cauza acestui obstacol. Bine că măcar eu am picat dintr-o chestie chiar foarte nasoală. Și cel mai probabil este o buburuză, pentru că altfel nu-mi explic, pentru că doar acelea se mișcă pe toată harta. Și cred că unul dintre ei va pica chiar acum. A, nu, lol, s-a salvat. Dar, da, incorrect, rău mapa. Cam atât am avut de prezentat în acest video când vine vorba despre boxuri și aceste boxuri, putem spune. Și, da, cam atât am făcut acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați de un like și subscribe. Și noi ne vedem mâine cu un alt video super interesant pentru voi pregătit.